Polițistul care a mers la o prostituată și nu a mai plătit pentru serviciile prestate de femeie este din nou cercetat. De această dată, bărbatul în vârstă de 36 de ani ar fi provocat un accident rutier. Polițistul este bănuit și că ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Continuă aventurile pentru agentul controversat din Buzău. Este vorba despre polițistul care s-a dus îmbrăcat în uniformă la prostituate și a refuzat să plătească. Bărbatul a făcut un accident în localitatea Topliceni după ce a intrat cu mașina în două autovehicule parcate. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. La momentul sosirii echipajelor de poliție, bărbatul ar fi refuzat să sufle în fiolă. În urma accidentului, polițiștii buzoieni au deschis un dosar penal pentru refuzarea, sustragerea și prelevarea de mostre biologice. Cazul se află acum în atenția parchetului de pe lângă judecătoria Râmnicu-Sărat, dar și al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău. Polițistul este cercetat penal în cazul incidentului petrecut la data de 13 ianuarie 2022, dar și pentru cel din această noapte. La acel moment, polițistul buzoian s-a prezentat la domiciliul unei prostituate sub influența unor substanțe ilegale. La final, polițistul ar fi refuzat să plătească.